Bună ziua, stimată audiență! Avem deosebită onoare să fim aici alături de dumneavoastră, pentru că este un eveniment foarte important pentru serviciul nostru. Astăzi, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a primit ca donație din partea Biroului Organizației Mondiale a Sănătății din Republica Moldova rucsace pentru resuscitare, seturi de traumă, seturi pentru acces intraosos. Cu această ocazie o să invit la microfon pe doamna Svetlana Nicolaescu, secretar de stat al Ministerului Sănătății din Republica Moldova. Stimată doamna director, stimați colegi, onorat public, astăzi suntem deosebiți de plăcuți să participăm la acest eveniment și din numele Ministerului Sănătății vreau în primul rând să aduc recunoștință partenerilor care ne sunt în continuare în suport și în susținere. Astăzi asistăm la un eveniment de recepționare a donației care este pentru sistemul de sănătate, donația care include 250 de seturi pentru infuzii intraosoase și 30 de truse pentru acordarea ajutorului de urgență sau acordarea primului ajutor. Această donație, această completare pentru sistemul de sănătate este importantă pentru a oferi posibilitatea de acordare a primului ajutor persoanelor care sunt în situații critice. Este foarte important să avem instituțiile noastre bine dotate, care au posibilitatea să reacționeze la timp și să ofere acea asistență de care au nevoie persoanele în situațiile cele mai dificile. Ce ne va permite acest lucru? De fapt, donația respectivă este repartizată în mare parte către unitățile din cadrul Centrului Național de Asistență de Urgență Medicală și Asistență Prespitalicească, dar și către instituțiile medicale spitalicești din Republica Moldova, astfel ca și unitățile de primiri urgente din spitalele din Republica Moldova să dispună de aceste capacități de intervenție rapidă. Dotarea și aprovizionarea cu acest echipament de prim ajutor se aliniază perfect și acelor obiective care le-a trasat Ministerul Sănătății de comun cu parteneri la elaborarea Programului Național de Asistență Medicală Urgentă, un document de politici care se află la etapa finală de elaborare și sperăm să-l avem promovat și aprobat foarte curând, unde am prevăzut fortificarea serviciului de asistență medicală urgentă și donația de care beneficiază sistemul astăzi vine inclusiv pentru aceste scopuri și obiective. La fel vreau să aduc cuvinte de recunoștință și mulțumiri către Organizația Mondială a Sănătății, care și de data aceasta a demonstrat receptivitate și deschidere pentru a contribui la consolidarea capacităților din sistemul de sănătate. Valoarea donației care astăzi este recepționată pentru sistemul de sănătate este de 300.000 de euro. Sunt acele resurse care au fost prioritizate pentru fortificarea sistemului din țară, sistemului național de medicină urgentă. Sperăm foarte mult să utilizați cu plăcere aceste resurse și sperăm foarte mult să fim mai pregătiți, să acționăm mai rapid la timp și să oferim servicii calitative persoanelor care au nevoie de acestea. Mulțumesc foarte mult! Doamna Stella Gheorghiță, coordonator programe Urgență de Sănătate Publică, Biroul OMS în Republica Moldova. Doamna Stella. Onorată asistență, stimați colegi, prieteni,
Asistăm astăzi la evenimentul de donație. Vorbim despre o donație din partea Organizației Mondiale a Sănătății pentru Republica Moldova, în suportul Ministerului Sănătății și Centrul Național de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească, dar și pentru populația Republicii Moldova, pentru că, de fapt, aceste echipamente vor servi pentru salvarea vieților și conținutul acestor truse livrate astăzi vor veni să acorde asistență medicală de urgență, prim ajutor persoanelor care au nevoie de acest ajutor. Vorbim despre 30 de rucsacuri, 30 de kituri care sunt dotate cu absolut tot necesarul, cu echipamente, dar și consumabile pentru acordarea primului ajutor și 250 seturi pentru infuzii intraosoase. Și vreau să vă zic că aceste echipamente nu au ajuns din întâmplare. În spate au fost realizate un șir de evaluări cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății și cu dumneavoastră cei prezenți în această sală, când împreună am încercat să identificăm care sunt aceste necesități. Și, de fapt, aceste acțiuni sunt parte a planului de pregătire și răspuns către urgența prin care trecem noi toți, urgența cauzată de criza sau de creșterea numărului refugiaților în Republica Moldova. Și desigur că sunt câteva direcții mari incluse în acest plan și unul din aceste direcții este asigurarea continuității acordării serviciilor medicale. Și desigur că acest pachet de acțiuni care sunt incluse în plan includ nu doar livrarea, procurarea și livrarea anumitor bunuri, echipamente consumabile, dar și instruirea care ați avut-o și care urmează să fie realizate în așa fel ca echipamentul care este livrat să fie utilizat conform destinației. Și aș vrea să menționez că, de fapt, vorbim despre un program mai larg, pentru că împreună cu dumneavoastră s-a realizat evaluarea comprehensivă a sistemului de asistență medicală de urgență încă în anul 20 și, desigur, că în baza rezultatelor au fost realizate și draftul acestui program despre care a vorbit doamna secretar de stat Nicolaescu. Acestea fiind spuse, vreau să menționez că Organizația Mondială a Sănătății este alături de Ministerul Sănătății din Republica Moldova, este alături de instituțiile medicale și, desigur, de partea fiecărei ambulanțe, fiecare din dumneavoastră, venind cu contribuția noastră în acordarea asistenței medicale și a salva vieți. Suntem aici împreună ca să salvăm o viață. Din partea întregului colectiv a Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, aduc sincere recunoștință și apreciere pentru această donație Biroului Organizației Mondiale a Sănătății din Republica Moldova, Ministerului Sănătății. Cunoaștem cu toții că echipele de ambulanță zilnic se deplasează la accidente rutiere, la pacienți cu traumă, la pacienți cu traumă la locul de muncă, pacienți critici. Cu siguranță aceste truse de resuscitare, aceste seturi pentru traumă vor avea posibilitatea să acorde asistență medicală calitativă și să salveze cât mai multe vieți. Atunci când este un pacient în stare critică, este important accesul vascular, dar acele 2-3 minute sunt salvatoare de viață. Atunci când accesul vascular este inadmisibil sau este imposibil de efectuat, accesul intraosos vine ca alternativă în salvarea vieților omenești pentru a stabiliza pacienții critici, pentru a administra medicația necesară atunci când un pacient are nevoie de ajutor pe timpul transportării pentru ca să ajungă în siguranță la departamentele de urgență. Cu această ocazie, încă o dată, mulțumim mult pentru acest suport și de astăzi chiar trusele de prim ajutor, seturile de traumă, seturile pentru accesul intraosos vor merge în teritoriu astfel că echipele de urgență vor fi completate pe întreg teritoriul țării cu aceste truse. Vă mulțumim! Da,
Domnul Macarov, o să faceți, vă rog, o demonstrație de la rucsacul de resuscitare, setul pentru traumă și setul pentru accesul intraosos. Vă apropiați și... Doamna Elena, o să ajutați. Леонид, хочешь с тебя пробить? Раичи, все. Уно, и че. Да-да-да, третья рука, да? Bună ziua la toți! Medicul Macarov, echipa de terapie intensivă. Primul device care a fost și este pentru acces intraosos rapid. Se numește EZIO, da? Asta e ca un drill și care el e... Are niște accesorii, da? Aceste aici, acele care se introduc intraosos în regiunea membrului inferior sau în regiunea membrului superior. Se instalează rapid și ușor. Complicații cele mai... Nu au nici o complicație. Acces intraosos este cel mai... ca și intravenos, rapid și se introduce acești lichidi, tot acești lichidi ca și pentru intravenos. În afară de asta sunt diferite aci și pentru maturi cele mai mari și pentru copii. Tak. Set pentru traumă. Acest set, el îi conține imobilizator pentru pelvis, pentru bazin, cum el se numește, cu curea care se fixează în regiunea bazinului și se umflă și se mobilizează. Cele mai periculoase fracturi în această regiune, ele se complică cu hemoragie. Da, acest device, sling se numește, face compresie și stopează hemoragie pelviană. În afară de asta avem și saltea pentru transfer. Și saltea pentru transfer rapid a pacientului. Da? Da, ok. Так, asta este. Și rucsac pentru resurcitare. Are două părți, este ventilator sau ventilator ambu se numește, sau bag pentru ventilație cu mască în timpul stopului cardiorespirator, numai decât necesită acest device. Și sunt tonometru împreună cu lanterna, împreună cu farfecele, împreună cu tonometru și pulsoximetru și tonometru și plus farfecele safety boys pentru acces rapid la cutie toracică. Pulsoximetru tot neonatat, da. Так, вот девайс, хорошо, экипамент пентру, суппорт интубация оротрахеалы, эндотрахеалы, сунши диферити мешт ларинжени, маска айджел есть, пентру тоташеши интубация, сун пенси маджил пентру асхватия корпулу строин, sunt suport pentru ventilator back, diferite măști în afară de adult, sunt și pentru copii, sunt device pentru a menține căile respiratorii, device se numește pipagudil, tot e diferit mărime și pentru copil și pentru maturi, tuburi de intubație noi ne-am arătat, altă parte, tak, este set pentru traumă se numește, da? Corect, sunt pentru termoprotecția corpului, sunt
pentru oprire, da, hemoragiei, hemostaze, pansament compresiv, da, asta e turnichet, turnichet manual. Sunt diferite binturi elastice pentru imobilizarea membrilor. Și sunt diferite perfuzii, asta e sistem de perfuzii, sunt și la noi diferite aci și seringi pentru acces intravenos, da? Venos, intravenos, intrasos și perfuzii, da? Secundă, așa accesul să fie. Aha, și set pentru mânuși și pentru instalarea catetrelor intravenos, împreună cu și garou intravenos. Aceste seturi sunt utilizate de către echipele de ambulanță atunci când pacientul este în stradă, la locul său, în apartamente, când este pacient critic. Rucsacele de resuscitare sunt anume pentru a fi ușor de luat, de a se deplasa echipa către pacient. Au tot ce este necesar pentru a stabiliza pacientul critic, împreună cu seturile intraosoase și împreună cu seturile de traumă, pentru a stopa hemoragia, a stabiliza pacientul astfel ca el să ajungă în siguranță la departamentul de urgență. Acces este liber. Se vede cum hop, repede se iese, se scoate și se pune înapoi. Tata e plasat și tata e fistificat. Ok. Poftim. Asta e fost prezentare. Вот видишь, hop rapid. Tata rapid. Da, asta e tot. Да, вот и говорю. Vă mulțumim tuturor, o zi bună în continuare și cu siguranță pacienții vor fi salvați. O zi bună!